Atunci când curge un calorifer, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să oprim alimentarea, adică robineții, tur și retur. În cazul turului este simplu pentru că trebuie să îl dăm cu mâna la dreapta, dar în cazul returului trebuie să desfacem acest căpăcel, iar în interior vom găsi ori un capăt de șurubelniță, ori un capăt de imbuz cu șurubelniță dreaptă în cazul de față. Închidem ambii robineți. După ce i-am închis, ca să ne asigurăm că aceștia închid, trebuie să scoatem presiunea din calorifer și pentru a scoate din presiunea de calorifer, ne ajutăm de aerisitor. Aici vom avea nevoie de o cheie de aerisit sau o șurubelniță dreaptă, depinde dacă ne permite spațiul, și de un vas în care să curgă apa. Pentru că nu avem o cheie de aerisit calorifer la îndemână, aceasta fiind o situație de urgență, pentru că acest calorifer curge, putem să încercăm cu o șurubelniță dreaptă să aerisim, sau dacă nu, putem să slăbim conexiunea de la retur. Aici avem un olandez. Punem un vas sub. Îl slăbim puțin și în partea de sus pentru a trage aer și în acest fel putem să golim caloriferul. Acum că am asigurat curgerea caloriferului, am oprit curgerea acestuia pe podea, suntem în siguranță cu robineții închiși, trebuie să rezolvăm problema și pentru a face asta, cea mai rapidă metodă este să înlocuim caloriferul. Totuși, pentru a înlocui caloriferul trebuie să ținem cont de anumite amănunte. În primă fază trebuie să ținem cont de faptul că aceste calorifere sunt de anumite dimensiuni. În cazul de față, acest calorifer are lungimea de 1 metru, deci trebuie să știm acest aspect. Iar apoi, în a doua situație, trebuie să cunoaștem dimensiunea între cei doi robineți. Pentru că în funcție de instalație, dimensiunea între cei doi robineți poate să ne blocheze și să nu putem instala caloriferul. În cazul de față, caloriferul nou avea cam 1,5 cm diferență față de vechiul calorifer, iar la remontare am avut această situație. Pentru că am avut acele improvizații făcute, am putut face ceva mișcări cu țevile respective și l-am putut aduce pe poziție. Însă e bine de știut că trebuie să facem aceste măsurători. Ținând cont de aceste aspecte, proiectul nostru s-a finalizat. După cum vedem, am folosit vechii olandezi. De asemenea, în descriere puteți găsi videoclipuri ajutătoare. Trebuie să ținem cont de faptul că după instalare trebuie să facem și o aerisire. Iar odată cu acestea, proiectul s-a finalizat. Iar noi sperăm că informațiile vă vor fi utile și până data viitoare, până când vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!